După pregătirea efectuată în localitate, echipa CS Mioveni a plecat astăzi într-un cantonament montan la Sinaia, o locație devenită tradițională pentru argejeni. Antrenorul secund Alin Chița și-a exprimat speranța că această perioadă va fi una benefică în perspectiva noului sezon. Urmează o perioadă de 12 zile la Sinaia, un cantonament, un stagiu montan, în care vom face tot posibilul să încărcăm bateriile și începutul campionatului să ne găsească în forță maximă. Din lot fac parte și cei patru jucători care se pregătesc deja cu Mioveniul, Croitorul, Negoiță, Răuță și Alin Popa. Potrivit oficialilor, aceștia vor semna în câteva zile contractele, fiind posibile de asemenea și alte achiziții. De asemenea, au făcut deplasarea și câțiva juniori ai clubului argeșan. Deocamdată sunt câțiva juniori din cadrul centrului de copii cu noi în pregătire și pe parcursul stagiului montan vor mai veni și alți jucători. În cadrul stagiului montan, galben-verzii vor disputa și câteva meciuri amicale. Primul dintre acestea va avea loc, din câte se pare, sâmbătă cu echipa Cimentul Fieni.